Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European, acuză guvernul condus de Viorica Dăncilă că s-a opus suplimentării bugetului UE cu 110 milioane de euro pentru despăgubirea fermierilor afectați de pesta porcină africană. El explică cum reprezentanții executivului de la București în Consiliul Uniunii Europene au votat împotriva suplimentării Fondului European de Garantare Agricole, de unde banii ar fi urmat să fie redirecționați către despăgubiri. Guvernul Dăncilă sabotează orice șansă ca fermierii români afectați de pesta porcină africană să fie despăgubiți din fonduri europene. Europarlamentarul a arătat că guvernul României a votat în Consiliul Uniunii Europene reducerea alocărilor pentru fermierii afectați de pesta porcină africană în bugetul UE 2019, la o săptămână după ce solicitasem în Parlamentul European creșterea cu 110 milioane de euro a alocărilor pentru pesta porcină africană în bugetul UE de anul viitor, susține europarlamentarul Siegfried Mureșan. El a arătat că în data de 30 august a depus în Parlamentul European două amendamente la proiectul de buget al Uniunii Europene pentru 2019, în care a solicitat alocarea în total a 110 milioane de euro pentru despăgubirea fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene afectați de pesta porcină africană, inclusiv fermierii din România. Dintr-un document oficial obținut ieri de la Consiliul UE, am aflat că în data de 4 septembrie, deci la aproape o săptămână după amendamentele depuse de mine, guvernul a votat în Consiliu tăierea fondurilor pentru pesta porcină. Concret, executivul condus de Viorica Dăncilă a votat alocarea a 0 euro către Fondul European de Garantare Agricolă pentru măsurile specifice destinate fermierilor afectați de pesta porcină africană, acolo unde eu solicitasem 100 de milioane de euro. Mai mult, guvernul Dăncilă a votat și pentru reducerea cu 8,5 milioane de euro a alocărilor pentru măsuri de urgență de combatere a bolilor la plante și animale în Uniunea Europeană față de propunerea inițială a Comisiei. La acest capitol, eu am solicitat o creștere de 10 milioane de euro, a declarat Siegfried Mureșan, care a menționat că forma finală a bugetului UE 2019 va fi negociată și aprobată de Parlamentul European și Consiliul UE la finalul lunii noiembrie. Între timp, eu am obținut deja sprijinul grupului Partidului Popular European, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, pentru susținerea amendamentelor mele după ce le-am explicat gravitatea situației și nevoia de a ajuta fermierii români. În următoarele două luni voi lupta să obțin sprijinul majorității Parlamentului European, al Comisiei Europene și al guvernelor celorlalte 27 de state membre, pentru ca forma finală a bugetului să cuprindă banii pentru fermierii afectați de pesta porcină, nu 0 euro, cât a votat guvernul Dăncilă, a concluzionat deputatul european Siegfried Mureșan.